Într-un bol o să punem 30 de grame de făină și o să adăugăm 100 de ml de lapte fierbinte. O să amestecăm bine, apoi o să lăsăm la răcit. Nu trebuie să fie fierbinte. După ce s-a răcit, o să adăugăm drojdia, 15 grame de drojdie, o linguriță de zahăr. O să amestecăm bine, o să acoperim cu folie alimentară și o să lăsăm să-și dubleze volumul. După ce și-a dublat volumul, ia uitați ce bine arată. Drojdia trebuie să fie bună, bună. Dacă nu este bună, nu mergeți mai departe. Acum adăugăm făina, 2 ouă, două gălbenușuri, ...150 de grame de zahăr, coajă rasă de lămâie și de portocală, esență de rom, ...55 de ml de lapte, 5 grame de sare, deci o linguriță plină cu vârf să fie. Amestecăm bine toate ingredientele. Adăugăm restul de făină. Și amestecăm bine. Apoi o să punem totul pe masa noastră de lucru și o să frământăm bine aluatul. Adăugăm și untura și frământăm bine. Adăugăm și un topit. Frământăm. Din când în când ridicăm aluatul și îl batem de masă, apoi îl frământăm. Aluatul trebuie să fie elastic. Când aluatul este elastic și este frământat, o să punem într-un bol la crescut până își dublează volumul. Acum o să preparăm umplutura. O să punem într-un bol 200 de grame de nucă. O să adăugăm lapte fierbinte, 50 de ml de lapte fierbinte. Amestecăm bine laptele cu nuca. Adăugăm cacao, 30 de grame de cacao. Adăugăm și zahărul pudră, 100 de grame. Adăugăm două albușuri care ne-au rămas de la gălbenușuri.
esență de rom. Esența o puneți după gust. Puteți pune chiar și două esențe de rom. Amestecăm bine umplutura. Și apoi o acoperim și o dăm deoparte. Adăugăm și stafidele. ...85 de grame de stafide. Am luat-o și a dublat volumul. Ia uitați cât de bine arată. Îl vedeți? Cât de bine arată? Este crescut. Aceasta este crema, tăvile. Ia uitați. Acum am să impletesc. O să iasă doi cozonăcei micuți. Aluatul a crescut. Acum o să-l punem pe masa noastră de lucru. Uitați ce bine arată. Este pufos, pufos. O să-l împărțim pentru doi cozonaci. O să facem unul împletit și unul simplu. Întindem prima foaie pentru cel împletit. Am împărțit aluatul în două și o parte am împărțit în două bucăți pentru cozonacul împletit. Acum, pe prima foaie, o să adăugăm o parte din umplutură și o să rulăm. Să întindem și a doua foaie. Umplutură, o să întindem bine. Acum o să rulăm. Vedeți că eu o rulez de foarte multe ori. O să-i împletim. Și o să-l punem într-o tavă tapetată cu unt și cu hârtie de copt. Acum o să întindem a doua jumătate din aluat. O întindem pe toată și o să adăugăm restul de umplutură. Și o să facem doar un cozonac simplu. O să iasă rotund. Și pe acesta o să-l punem într-o tavă tapetată cu unt și cu hârtie. Cozonacii sunt la crescut, așteptăm să crească și apoi o să-i dăm la cuptor. Au ieșit doi, unul l-am făcut împletit și unul l-am făcut simplu. Cozonacii au crescut, i-am uns cu găbenuș de ou și cu puțin lapte și am decorat cu migdale, cireșe confiate și cu nuci. Acum am să-i dau la cuptor circa 45 de minute, 50. Cozonacii sunt gata.
I-am scos și am lăsat să se răcească puțin ca să-i putem scoate din tăvi. Uitați-l, sunt foarte moi. Moi. Ia uitați. Sunt calzi încă. Acesta este cel împletit. Abia pot să-i țin în mână cât sunt de pufoși. Am să-i las să se răcească și după aceea o să rupem, să vedem cum sunt. Da, sunt moi. Este pufos. Să-l vedem și când este rece. Acum o să-i tăiem. Să vedem și cum arată în interior. Sper să vă placă rețeta. Vă doresc multă sănătate. Și ne vedem cu o altă rețetă nouă. La revedere!